Pentru noi soarele nu răsare ca pentru fiecare. Soarele nostru apune ziua și-mi pare că suntem felinare. Ce dau lumină nopții când pleci la curcare. De-asta ne privești noaptea cu ochelari de soare. Stejarii doar se frâng, niciodată nu se-ndoaie. De-aia nicio suferință nu o să poată ne umoaie. Ne-ai văzut pe străzi făcând bani și pierzi în nopți. Ți-ai dat sigur seama, suntem altfel decât toți. Yeah. Noi suntem vagabonții. Yeah. Ce nu strâng mâna sorții. Yeah. Ce râd în fața morții. Yeah. Ce dau lumină nopții. Salut, fraților. Bine ați revenit la o nouă dubăreală. Este partea a doua a clipului pe care l-am postat ieri și începem în forță. Suntem pe naționale pe Franța, mergem spre Toulouse și după cum vedeți în față am prins două camioane de gabarit și este senzație maximă că de obicei cam asta se întâmplă când lucrezi șofer, apar lucruri neprevăzute care pot să ți lasă-l mă și mă las să ias, care pot să ți să strice planurile. Mă gândeam că ajungem și noi mai devreme de seară la Irun, la San Sebastian, unde avem descărcare și o să ne odihnim cum trebuie pe perioada nopții, o să avem timp să dormim, doar că uite, când apar astfel de situații, se fute tot timpul. Și ești predispus la astfel de situații tot timpul în momentul în care ai o astfel de meserie, lucrezi ca șofer. Planul era să mă opresc undeva să caut pe Google, pentru că am niște info de la colegi cum că pe Franța la Mobile Free ar fi o cartelă cu 20 de euro care îți oferă 100 de giga de internet pe teritoriul Franței și 25 de giga roaming. Asta ar fi senzație, că internetul este foarte folositor și având în vedere că mare parte a timpului ăștia care facem comunitate petrecem timpul pe Franța, este foarte de folos. Mai vezi și tu un YouTube, mai vezi și tu un film. Este ce trebuie. Doar că trebuie să-l caut pe Google. În zona unde am dormit nu era o reprezentanță de la Mobile Free sau ceva. Poate prin apropiere de Toulouse să găsim una. Din ce m-am uitat acolo erau. Vedem ce și cum facem, dar vedem ce și cum facem să scăpăm de aici. Drumul ăsta a fost și cu lucrări. Până acum stăm de vreo jumătate de oră în spatele ăstora. Cam nasoală treaba. Nasoală. Te grăbești să ajungi, dai în consum și dai degeaba că uite de ce te lovești. Și joacă pe asta. Am început ziua cu dreptul. N-am început să muncim decât de vreo oră. N-avem mult timp. Este 11 ceasul pe fusul orar al Franței. Și GPS-ul ne arată că am ajunge acolo cam în 10 ore și jumătate. Asta înseamnă ora 9 și jumătate. Ora Franței și a Spaniei. În același timp. Nu știu ce să zic. Sunt giratori în față și nu ai cum să scap de ei, nici n-ai cum să-i depășești. Până acum ăștia au mai ieșit în dreapta, în stânga, că am avut în jur de vreo 10 mașini între mine și ei. Și nici nu cred că ai pe unde să-i depășești. Dar nu înțeleg eu, nu știu, de ce nu-i bagă pe taxă, frate. Adică, pana mea, chiar n-ar avea intrări din alea, porți și spațiu pe unde se intre cu catul ăla pe taxă, că nu e chiar așa mare, dar oricum... Că vă uitați la ele. Adică bași pe aici pe naționale și fus tot, ești nemon, blochezi tot cu astea și pe mijlocul zilei. Asta nu înțeleg, pe mijlocul zilei. Hai că noaptea e ok, da. Ah.
trebuie schimbate discurile la mașină. Asta la următoarea revizie neapărat trebuie schimbate discurile, pentru că pe frână se aude cum scârție, plăcuțele sunt abia schimbate. Nu este din plăcuțe, este doar pe lateralul al plăcuțelor unde discul a făcut șanț și probabil că pe porțiunea aia este fier pe fier și de asta scârție. Ah, și s-au dus în stânga și evident că mă duc în stânga și o sensul giratoriu. Iau a patra ieșire, mă duc după ei. Păi da. Treabă bună. Și aglomerație. Și joacă pe asta. Joacă pe asta. Da, și cum vă spuneam, am început ziua bine. Nu am apucat să mâncăm, oricum nu mănânc dimineață. Dimineață cafeaua s-o am. Atat ce am făcut, m-am băgat. Haide coaie, haide coaie, că aveți loc de două benzi coaie. Dă-i morții mătii. Cafea s-o am dimineață, am făcut cafeluța frumos, m-am oprit, am alimentat și după am plecat la drum. Am spus că să mă opresc să mănânc în momentul în care o să găsesc o reprezentanță din aia să-mi iau o cartelă de internet. Mi se pare foarte șmecheră treaba. Cu 20 de euro să ai 100 de giga pe Franța, e ce trebuie. Te fac pe Franța aproximativ 11 ore să traversez de la cap la altul pe naționale. Adică destul de mult. Și am spus că e ok. Aveți un YouTube sau un film? Un YouTube cel puțin, că pe YouTube stau blană. Nu sunt YouTuber că fac filmulețe, sunt YouTuber că stau și urmăresc cam tot ce se întâmplă pe acolo. Îmi place foarte tare și chestia aia că nu poate să-mi spele creierul. Îmi caut ce vreau pe YouTube și mă uit la ce vreau, când vreau și cum vreau. Găsești tot felul de lucruri interesante de la fel de fel de oameni. Pupaia și tălpile ăluia care a inventat YouTube-ul. Mi-aduc aminte de vremurile când eram noi mici, foloseam noi Messenger cu buz. Încercam să găsim și noi o fată. Uitați-vă unde a ajuns tehnologia și aplicațiile în ziua de azi. Da, mă, cam asta este pentru astăzi. Pentru moment, mă scuzați, sunt încă buimăcit. O să revenim mai încolo și o să vă arăt probabil dacă mă opresc să iau cartelă, cum și în ce fel, că poate o să fie de folos. Cu siguranță o să fie de folos și este avantajos pentru voi la prețul ăla. Bun, rămâneți cu mine. About you, it must be in the way. Just say you want me to. We got nothing to lose. You're looking so old. You're looking so old. Now I'm moving closer to you, and it's getting dark in this room. Tell me what you wanna do. I'm drunk on you. It feels like I'm drunk on you. It feels like I'm drunk on you.
don't know how, but it feels like I'm drunk on you. It's almost like you make me fly. And when I look at you smile, I don't know how, but it feels like I'm drunk on you. It feels like I'm drunk on you. It feels like I'm drunk on you. San Sebastian la 20 de kilometri. La Irun acolo am făcut stânga de pe autostradă. De fapt am făcut dreapta, am coborât și am intrat pe sub autostradă, gen am făcut stânga. La vreo 5 km după ce am trecut de graniță, scandal maxim, opreau ăștia tot, dube, camioane, controlau de droguri. Până am pierdut și pe acolo vreo 10 minute. Am ajuns aseară pe la ora 1 și jumătate. Ne-am trezit la 8. Asta înseamnă că am dormit vreo 6 ore și deja am dat disponibil în firmă. Ideea este că își mai aveam timp să mai dorm acum. I-am pus să mă sune în birou, le-am spus să mă sune. Inițial le-am spus că aș vrea să mai dorm vreo 3 ore, dar pierdem timp. Și având în vedere că 6 ore mi-au fost suficiente să dorm, să mă odihnesc, acum o să mă urc puțin în pat și eu o să mă sune când o să găsească cursă, iar pe voi o să vă iau cu mine când mergem la încărcare, la încărcarea pe care o să o primim.
Vedem ce o să fie și ziua asta de lucru. Este 17 iulie. Ne apropiem de august, ne apropiem ușor, ușor de vacanță și sunt răbdător pentru treaba asta, că nu mai pot, am nevoie să mă relaxez. Neapărat am nevoie să mă relaxez. Bun, așa facem. Voi rămâneți aici și eu o să vă iau cu mine când mergem spre întrecare.